trebuioasă mai stat, trebuioasă maici, iubiți miri, distinși nași, iubiți credincioși și inuntași. Ne aflăm într-un moment aparte, deosebit, și, în primul rând, duhovnicesc. Aparte pentru că, excepțional, se săvârșește această slujbă. Și dacă se săvârșește excepțional, acest lucru înseamnă foarte mult și pentru biserică, și pentru noi slujitorii bisericii, dar înseamnă foarte mult pentru cei doi care s-au însoțit prin taina nunții și, bineînțeles, pentru familia după duh și după trup. Excepțional pentru că Sfântul Apostol Pavel este cel care ne-a lăsat acest cuvânt de a împlini dorința oamenilor de a se regăsi unul pe celălalt și să binecuvântăm această regăsire. Și dacă am zis că este excepțional, în același timp este și duhovnicesc. Pentru că această regăsire se face, iată, în Biserica lui Dumnezeu, cu rugăciuni specifice, spre bucuria celor doi și spre bucuria noastră a tuturor. Mă gândeam că astăzi este pomenit un ostaș, Sfântul Mucenic Longin Sutaș. Și ce legătură ar putea fi între acest Sfânt mare al Bisericii noastre și dumneavoastră, și noi toți? Sfântul Longin Sutașul a fost cel care a condus tot ceea ce a însemnat și a presupus răstignirea Domnului Hristos. Mai mult, nu doar că El a condus, a fost cel care s-a asigurat că Mântuitorul Iisus Hristos a murit pe lemnul crucii. Astfel încât El a fost cel care a împuns coasta Domnului Hristos cu surița de unde a izvorât sânge și apă. El este cel care a văzut și a simțit când cerul s-a întunecat și pământul s-a cutremurat. El este acela care a mărturisit cu adevărat acesta era Fiul lui Dumnezeu. Tot El este acela care a străjuit mormântul și tot El este acela care a văzut lumina în vie. Pentru toate acestea, El s-a lepădat de oaste, a plecat în Capadocia și a devenit apostolul Domnului nostru, Iisus Hristos. Și v-am spus viața Lui pentru că ar trebui să ne regăsim. Vedem că în prima parte a vieții Lui lucrurile n-au mers așa. Însă El și-a împlinit cu demnitate misiunea pe care a avut până la capăt. Însă, în cea de-a doua parte a vieții Lui, a fost Cel care s-a străduit pe cât i-a stat în putere să-L slujească pe Dumnezeu și pe semeni. Și L-a slujit pe Dumnezeu până acolo că și-a dat viața pentru El. Așadar, iubiți miri, distinși nași, iubiți credincioși și nuntași, să avem în vedere faptul că Dumnezeu este Cel care toate le proniază. Dumnezeu are grijă de fiecare în parte și Dumnezeu are răbdarea cuvenită și se implică în viața noastră. Atunci când preotul
se împărtășește cu sângele Domnului Hristos din potir, este dator ca imediat după ce se împărtășește să îi sărute, să sărute cupa ca pe însăși coasta sângerândă a Domnului Hristos. În felul acesta îl văd eu în Împărăția lui Dumnezeu, pe Longin Sutașul, sărutând coasta sângerândă a Domnului Hristos. Să ne regăsim în viața acestui sfânt, înțelegând că de multe ori l-am supărat pe Dumnezeu, iar rugăciunile care s-au citit au avut acest conținut. Însă, cu nădejdea că Dumnezeu nu doar că ne-a iertat, ci Dumnezeu ne-a miluit și iată ne-a binecuvântat într-o nouă regăsire, precum spuneam la început. Să dea Dumnezeu ca această regăsire să fie cu adevărat binecuvântată. Nu mă îndoiesc de acest lucru, pentru că în preajma mea am preoți și duhovnici care vor avea grijă ca această familie să meargă bine și foarte bine. Câteva amănunte din familiile dumneavoastră le cunosc și eu. Mai mult ale lui Ciprian este adevărat decât a Alexandrei, dar suficiente ca să îmi dau seama că sunteți oameni cu experiență de viață, că sunteți oameni care nu puteți repeta greșelile trecutului, sunteți oameni care v-ați responsabilizat înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, sunteți oameni cu credință în Dumnezeu, sunteți oameni care vreți să izbândiți cu tot dinamismul. Să-l aveți ca și patron pe Sfântul Longin Sutașul, eventual Părintele Duhovnicesc, să aibă grijă să aveți o icoană la vreme. Acum o să vă dorim o icoană din atelierele mănăstirii și să-i urmați exemplu, mai ales în perioada de după învierea Domnului Hristos. Ne bucurăm din tot sufletul pentru acest eveniment. Vă felicităm pe dumneavoastră, pe naș, pe părinți și pe cei care sunt și pe cei care nu mai sunt. Și cu siguranță că acest eveniment va rămâne pentru veșnicia aceasta pământească un reper pentru viața voastră. Mulțumim Părintelui Paisie, mulțumim Maicii Starețe și vă felicităm încă o dată din tot sufletul într-un mulți și fericiți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani!